Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că periodic în România câte un domn deosebit de iscoditor găsește câte un obuz pierdut în vreunul din ultimele războaie și îl duce ba acasă, ba direct la poliție. Da. Am mai vorbit despre asta când l-a dus la secția de poliție, l-a pus pe birou. Ia uite ce am găsit. Mai sunt de alea, le dau cu ciocanul în ele, le găsesc în grădină. Da, da, da. Și-ți bune că pun câte un fier să-l îndrepte, știi? Da, da. Dacă explodează, mai am unul. Bă, deci ecologiștii ăștia, cred că nu știai bancul ăsta. Cu ăsta m-au dat afară de la grădiniță, mă, băiatule, de acum 100 de ani. Da, 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 da. Dar în România, da, asta este deja tradiție. Ceva asemănător s-a întâmplat zilele trecute la Constanța, doar că găsitorul a fost o instituție publică, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, prescurtat ARSVOM. Serios, așa îi spune, ARSVOM. Eu apreciez anglosaxonii pentru că au, inventează câte o instituție, dar și are câte o denumire de asta, iau niște litere și găsesc ceva care este ușor de reținut, ușor de pronunțat, care adesea are și o semnificație și totul e foarte mișto. Și senzația mea e că ei încep invers. Adică încep de la abreviere, de la prescurtare și se gândesc, ok, ne place asta. Cum am putea să facem din asta numele unei instituții. La noi este, nu există nicio preocupare pentru asta și te trezești cu astfel de abrevieri. ARSVOM. Deci această instituție ARSVOM este în subordinea Ministerului Transporturilor. Specialiștii agenției au fost anunțați că e un obiect plutitor pe mare. ARSVOM, iartă-mă, cred că vine de la râul de mare. Și undeva în largul portului Constanța, așa că s-au deplasat la fața locului cu echipamentele din dotare și acolo li s-a părut că au dat peste o embarcațiune răsturnată, așa că au legat niște cabluri de ea și au adus-o în portul Constanța. Ce găsești pe mare, tragi la vizuină. Ca să o cerceteze mai bine, scrie Adelin Petrișor pe blogul lui, pentru că am găsit ceva care plutește, poate are aur în ea. Hai să o duce la noi, să o deschidem, să vedem ce e acolo. Era la Marea Neagră asta, nu? Da. La Constanța, la Marea Neagră plutesc tot soiul de lucruri și de asta. Ultima dată când s-a găsit ceva erau droguri. Mă rog. În port... Da, mă rog, înțeleg acum ce vrei să spui. Luca dă de cap, el nu s-a... Da. E, nu? În port... Da, 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 da. Alți... Că plutește. Alți specialiști au tras obiectul pe mal. Nu, de fapt, la cheu. Chei, cheu, are singular aditudor. Te rog, verifică cheu, dacă... Cheu, știu eu. Cheu, cheu. E un cheu, doi chei? Da. Da, e cheu. Așa știu. Da, uite, verifică deci, acum. Încredim, pot să vă spun că prima mea întâlnire cu obiect plutitor a fost... Da, mă gândeam și eram ușor nostalgic. Eram în clasa a treia cu doamna învățătoare la tabără la Năvodari. Și brusc. Și a apărut obiectul plutitor. Nu să uit niciodată. Era doamna învățătoare așa de... Poziționată. Chei, 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 cheiuri. Păi deci asta, chei da. E singularul, de fapt. Nu e cheu. La chei. Dar așa suna bine cheu. Da. Deci au tras-o la chei. Deci chei, cheiuri. După cineva mai perspicat ce a intrat totuși la bănuieli, da. Când am văzut... După o scurtă examinare, specialiștii au înțeles ce aduseseră în port. O dronă maritimă cu explozibil, de genul celor care se folosesc în războiul ruso-ucrainean, pentru din când în când se mai scufundă câte o navă de război, deocamdată rusească. Ăia au treabă, au probleme. Moment în care cred că s-a dat un consemn profesionist. Fugiți! Drona a fost tractată pe mare până în dreptul capului Midia, unde a fost detonată. A fost o bubuitură zdravănă. Citez din nou din colegul Adelin, care zice explozia i-a alertat pe localnici. Unii chiar au sunat la 112 și au anunțat că au auzit bubuituri puternice. Uneori, zice el, ai impresia că reprezentanții autorităților noastre sunt în filmele cu Leslie Nielsen. Dar și ăștia care sună la 112 în situații de astea mi se par haioși. De ce? Păi stai, dacă n-au fost avertizați, au auzit o bubuitură. Așa, și tremură geamuri. Așa. Și ai senzația că n-a mai auzit-o nimeni decât tu și să spui. Păi și dacă nimeni nu se sesizează, cineva trebuie să se sesizeze, gen tu. Mhm. Că poate toți zic ca tine, ca hai să nu sesizăm. Am văzut un incendiu, aia că nu îi deranjă pe oamenii de la 1-2, că sigur a mai sunat cineva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.